Steaua strălucitoare și roșie Betelgeuse din constelația Orion a avut un comportament neașteptat. La sfârșitul anului 2019 și în 2020 a devenit mai slabă decât am văzut-o vreodată, cel puțin în înregistrările care datează de mai bine de un secol. Ulterior, pentru scurt timp, în 2021, a devenit chiar mai slabă decât Bellatrix, a treia cea mai strălucitoare stea din Orion. Acest eveniment a devenit cunoscut sub numele de Marea Întunecare. Dar Betelgeuse a redevenit strălucitoare de atunci. Pentru câteva zile, în 2023, a fost cea mai strălucitoare stea din Orion, mai strălucitoare decât am văzut-o vreodată. Ambele evenimente au dus la speculații cu privire la faptul că dispariția sa sub forma unei explozii este iminentă în următoarea perioadă. Dar există însă dovezi care să susțină această idee? Și cum ne-ar afecta o astfel de explozie aici pe Pământ? Hai să aflăm! Strălucirea lui Betelgeuse. Stelele sunt în general remarcabil de stabile. Ele strălucesc cu aceeași luminozitate și strălucire an de an, dar există și excepții, iar unele stele, numite stele variabile, își schimbă luminozitatea. Cea mai faimoasă este Mira, steaua minunilor, care a fost descoperită ca stea variabilă de pastorul german David Fabricius în 1596. O stea care pulsează, care se extinde și se contractă în mod regulat. Algol este un alt exemplu bine cunoscut. Este eclipsată periodic de o stea companion. Există aproximativ 30 de astfel de stele variabile vizibile cu ochiul liber, deși este nevoie de atenție pentru a observa variația luminozității lor. Betelgeuse este a șaptea cea mai strălucitoare stea de pe cer, fără a lua în considerare soarele, și este cea mai strălucitoare dintre stelele variabile. Uneori, Betelgeuse devine aproape la fel de strălucitoare ca Rigel, a patra stea albastră cea mai strălucitoare din constelație, în timp ce alteori este considerabil mai slabă. Variația este cauzată de pulsații, asemănătoare cu cele ale lui Mira, deși nu la fel de mari sau regulate. Uneori însă, o stea poate deveni pentru scurt timp extrem de strălucitoare. Cele mai strălucitoare și mai rare dintre acestea sunt supernovele, formate atunci când o stea întreagă își încheie viața într-o explozie puternică. Supernovele pot fi suficient de strălucitoare pentru a fi vizibile în timpul zilei, deși acest lucru s-a întâmplat doar de câteva ori în ultimii 1000 de ani. O supernovă luminoasă din apropiere este genul de eveniment pe care astronomii îl așteaptă cu nerăbdare, dar pe care puțin dintre noi vor ajunge să-l vadă vreodată. Comportamentul misterios. Deși Betelgeuse este o stea variabilă, Marea Întunecare din 2021 a fost extremă. În curs de câteva luni, aceasta s-a întunecat de fapt cu aproximativ 60%. În cele din urmă s-a demonstrat că acest lucru a fost cauzat de un nor. Stele precum Betelgeuse expulzează în permanență gaze și praf. O aglomerare de gaz în vânt, la fel de mare ca steaua însăși, întuneca jumătate din ea. De fapt, imaginile stelei arătau că jumătatea sudică a acesteia lipsea. Se pare că unele stele precum Betelgeuse au vreme. Acestea fiind spuse, încă nu știm însă ce a cauzat strălucirea bruscă. Acum este cu 50% mai strălucitoare decât de obicei, dar o supernovă iminentă nu pare atât de probabilă. În acest tip de stele, o explozie de supernovă este declanșată în miez. Pe de altă parte, variațiile de luminozitate sunt un efect de suprafață. Strălucirea extremă se poate datora de fapt aceluiași nor de praf care a cauzat întunecarea, reflectând acum lumina stelei spre noi și făcând-o să pară mai strălucitoare. Dar nu putem fi siguri, iar astronomii sunt încântați. Betelgeuse este de aproximativ 15-20 de ori mai masivă decât Soarele, iar stelele cu asemenea masă sunt așteptate să își încheie viața într-o explozie puternică. Culoarea roșie a lui Betelgeuse arată că este o supergigantă roșie, ceea ce înseamnă că se apropie deja de sfârșitul vieții sale. Dar acest sfârșit poate fi încă la 1 milion de ani distanță.
Stele precum Betelgeuse pot trăi peste 10 milioane de ani, o perioadă foarte scurtă pentru astronomi, dar foarte lungă pentru oricine altcineva. În ciuda acestui fapt, au fost rulate noi modele, unele sugerând că o supernova ar putea avea loc în câteva mii de ani, în timp ce altele plasează acest eveniment la 1,5 milioane de ani în viitor. Există multe mistere în jurul lui Betelgeuse. Nu îi cunoaște masa exactă și chiar și distanța sa este contestată. Se susține că steaua a fuzionat recent cu un companion mai mic. Acest lucru ar explica de ce se rotește mai repede decât era de așteptat. Stelele mari o fac de obicei. Unele manuscrise antice se referă la stea ca fiind asemănătoare cu Saturn, de culoare galbenă mai degrabă decât cu Marte roșiatic. Și-a schimbat steaua culoarea. Acest lucru ar putea indica o evoluție rapidă, ceea ce înseamnă că o supernova ar putea avea loc mai curând decât mai târziu. Explozie iminentă. O nouă lucrare științifică publicată în iunie 2023 sugerează că nu mii de ani, ci zeci de ani este intervalul de timp pentru trecerea lui Betelgeuse la supernovă. Lucrarea se concentrează pe conceptul de nucleosinteză stelară, procesul care permite stelelor să strălucească. În interiorul lor, atomii simpli fuzionează pentru a crea atomi mai complexi, având ca produs secundar energia. Atunci când combustibilul nuclear al unei stele se epuizează, are loc o supernovă. Studiul se numește stadiul evolutiv al stelei Betelgeuse dedus din perioadele de pulsație, iar oamenii de știință care l-au realizat au spus: concluzionăm că Betelgeuse este un bun candidat pentru următoarea supernovă gigantică. Dar este cu adevărat posibil ca Betelgeuse să explodeze în timpul vieții noastre? În noul studiu se menționează faptul că Betelgeuse se află în stadiul târziu de ardere a carbonului din miez, iar faza de ardere a carbonului pentru o stea masivă precum Betelgeuse durează aproximativ 1000 de ani. Dacă ne aflăm aproape de sfârșitul acestei etape, atunci Betelgeuse s-a apropiat de sfârșitul vieții sale și ar putea fi pe cale să explodeze, poate chiar în zeci de ani. Dar există și alte posibilități? Bineînțeles că există. Universe Today a publicat ulterior un articol despre Betelgeuse, care explică o parte din știința implicată în a trage orice concluzie cu privire la faptul dacă Betelgeuse va exploda în curând. Practic, astronomii pot vedea doar suprafața, dar ceea ce se întâmplă în adâncul stelei este ceea ce spune povestea. Autorii lucrării inițiale spun de fapt că, în conformitate cu observațiile, datele și modelarea, Betelgeuse ar putea exploda mai devreme decât se credea, dar și acest lucru este esențial, ei nu știu în ce stadiu de ardere al carbonului din miez se află steaua. Arderea carbonului ar putea continua mult timp, conform unora dintre modelele care se potrivesc cu datele. Deci, practic, ne-am întors de unde am plecat. Betelgeuse ar putea exploda mâine, ar putea exploda peste zeci de ani. Dinamica exploziei. Dacă Betelgeuse ar deveni o supernovă, cum ar arăta? Steaua se află la o distanță de aproximativ 500 de ani lumină de noi. În urma unei explozii, am detectat mai întâi o ploaie de particule fără masă numite neutrini, care ar fi inofensive pentru planeta noastră. După aceea, steaua s-ar ilumina rapid. După una sau două săptămâni, ar străluci cu aproximativ aceeași luminozitate ca și luna plină. Betelgeuse ar estompa apoi în următoarele câteva luni, dar ar rămâne vizibilă ziua timp de 6 până la 12 luni. Pe timp de noapte ar trebui să o poți vedea cu ochiul liber încă unul sau doi ani, dar după aceea nu o vom mai vedea niciodată, Orion își va pierde pentru totdeauna strălucirea roșie. Există vreun pericol pentru noi? Supernovele produc particule de mare energie numite raze cosmice care pot trece de scutul câmpului magnetic al Pământului, dar cantitățile ar fi mici în comparație cu alte radiații pe care le primim, cu excepția celor mai apropiate supernove. O explozie de supernovă ar crea de asemenea fier radioactiv.
De fapt, această substanță a fost găsită pe fundul mării și pe lună, despre care se crede că s-a format în urma unei explozii de supernova acum 2 sau 3 milioane de ani. Acea supernovă s-a aflat la aproximativ 300 de ani lumină de noi, mai aproape decât Betelgeuse, dar suficient de departe pentru a nu cauza probleme majore pentru viața pe Pământ. O supernovă foarte apropiată la mai puțin de 30 de ani lumină ar putea cauza probleme majore. Razele cosmice ar putea provoca distrugerea stratului de ozon și niveluri periculoase de ultraviolete pe Pământ. Aceasta ar putea reduce ozonul la jumătate pe o perioadă de sute sau mii de ani. Acest nivel este considerat capabil să provoace un eveniment de extinție, dar o astfel de supernovă apropiată ar fi foarte rară și s-ar putea întâmpla doar o dată la un miliard de ani. Concluzie. În încheiere, steaua Betelgeuse din constelația Orion a avut un comportament neobișnuit și misterios, cunoscut sub numele de Marea Întunecare. Deși a existat speculație cu privire la posibilitatea unei explozii iminente, studiile recente arată că acest lucru este incert și nu putem stabili cu exactitate momentul unei eventuale supernove. Betelgeuse rămâne un subiect captivant pentru astronomi, deoarece prezintă variabilitate și mistere care continuă să fascineze și să aducă provocări în înțelegerea dinamicii stelelor. Cu toate acestea, chiar și în cazul unei explozii viitoare, pericolul pentru Pământ pare a fi redus, având în vedere distanța relativ mare a stelei față de noi. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.